Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaperi, sunt Flaviu. Acest video va fi fulger, foarte, foarte scurt, dar zic eu foarte util. Vă voi prezenta cum se clătește substratul GBL Manado sau spărtura de rocă vulcanică. Cu amândouă se procedează cam la fel. Amândouă sunt foarte poroase și asemănătoare și fac foarte mult praf, trebuie clătite în vreo 10 ape pentru a fi curate. Rămâneți până la sfârșit să vedeți avantajele acestui substrat, dezavantajele, că văd că multă lume se ferește de el și mai ales o metodă de a clăti acest substrat mult mai rapidă, care să vă ajute să nu mai pierdeți atâta timp. Iar dacă vi se pare util ceea ce vedeți, abonați-vă, am peste 160 de videouri, așa că sigur o să găsiți și alte chestii utile pe canal. La început vedeți că am încercat să clătesc la modul clasic în găleată, fără să mă ajut de scule speciale, dar după ce mi-am amintit cât de complicat este, mi-am învins lenea și am coborât în pivniță după sita de cernut făină și lucrurile merg mult mai bine acum. GBL Manado, asta e varianta Dark, Manado Dark, un substrat inert cu granulație moderată, 2-3 mm, foarte poros, se colonizează repede cu bacterii, este ușor, vedeți că plutește o parte din el. Ăsta Dark parcă e ceva mai greu decât cel clasic, nu mai țin minte cât era de greu, cred că au trecut vreo 8 ani de când am mai folosit Manado. Este inert, deși ei se laudă că este un soil activ, dar nu schimbă KH-ul apei, nu scade KH-ul apei în mod activ. Ușor îl crește la început, după care nu mai afectează KH-ul. La fel ca și roca vulcanică, absorbe nutrienți și oferă la rădăcină când în coloana apei scad. Cam uitat să fertilizăm sau n-am avut timp, am plecat în concediu. Deci are acest avantaj, dar asta nu îl face un substrat activ sau un substrat fertil. Trebuie spălat bine, spălăm în vreo 10 ape, până nu mai este praf. Cu o sită din asta de făină e mult mai ușor. Se poate folosi cu un substrat fertil de desubt, cum este Aqua Basis. El așa-s gândite să meargă împreună. Eu voi pune într-un săculeț din acela de material filtrant puțin soil sub Manado ca să nu se amestece și voi face un acvariu olandez. Vreau să încerc și combinația asta. Nu-mi place să folosesc soil gol în olandez și nu-mi place nici doar rocă vulcanică. Cu Manado am avut rezultate bune în trecut, așa că am zis să mai încerc, să mai ofer o șansă. Mulți acvariști le evită sau nu au părere foarte bună despre el, însă este un substrat foarte bun dacă știi să-l folosești. Mai ales în combinație cu quartz, nu mai plutește și nu mai este așa de dificil de introdus planta. Împreună cu quartz se completează reciproc. Dacă nu greșesc, este o argilă arsă Manado. L-am ales pentru că vroiam ceva inert, nu vroiam soil și pentru că vroiam ceva cât mai închis la culoare, pentru că o să vreau să încerc cu creveți galbeni în acest olandez, cu neocaridine yellow. O să vă țin la curent, de fapt o să vedeți video cu acvariul la momentul în care îl voi porni. Opțiune destul de sănătoasă acest Manado, merită încercat. Puțin enervant de lucrat cu el fiind așa ușor, însă amestecat cu coarții perfect, sau dacă sunteți curajoși așa ca mine, puteți să-l folosiți și fără, doar gol.